Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod aici de GTA. Deschide bou și așa, trântește două palme, nu știu ca să o deschizi. Un nou episod de GTA 4, alături de gangsterul nostru, ruznac, sârb, croat, est-european, mă rog, Nicușor. Data trecută i-am zburat creierul lui... Dar bine că mi-a căzut căciula din cap și ochelarii. Ia mă, pot să o mai iau de pe jos? Văd că nu. Alături de noi aici avem un invitat special. Prezintă-te, dragă domnule. Ce faceți? Hey! Așa, gata, ați făcut destulă cunoștință cu el. Și... Nu mă cunosc. Eu sunt Bogdan. Am 16 ani. 17 am făcut, stai. Eu m-am obișnuit cu 16. Meseria mea, mă turător câteodată pe străzi ca să mai fac și eu câte 10 lei pentru șaormă. Zic acum, că mama nu-mi dă că zice că mă îngraș. Așa, hai că, bun, l-am băgat aici, am confă că avem două experiențe cu câini, ca să zic așa, și să vi le povestim. Încep eu sau încep tu cu câinii? Cu câini, da, bă, deci, fiți atenți. Eram la școală, știi, tama ce ieșisem de acolo, din curte. Și zic, hai mă, ce să fac, hai să aștept autobuzul. Că oricum nu aveam unde să mă duc și cu cine să mă duc în oraș. Și zic, hai să aștept autobuzul să mă duc acasă. Mă duc eu acolo, văd că trec niște câini. Bă, voi ce aveți, mă? Apoi văd că sunt lipiți, bă, să-mi bag. Bă, curând, curând. Și mă uitam eu. Bă, era unul mic. Nici nu cred că atingea pământul să-mi bag picioare. Cum stătea curând, curând, gen... Stătea, da, curând, curând. Și nu știu de ce, dar bănuiesc că ăla era masculul, că... Nu știu, stătea într-o poziție mai chinuită, știi? Și... prima reacție, știi, a fost să râd, să scot telefonul, să fac poză, pula mea. Și am zis, bă, hai să-i las în pace, să le dau cu pietre după ei. Păi când a pornit aia... La fugă? Trași pe el, îl târa. Al trași, erau tot curând, al târa pe ăla mai mic. Tot asfaltul și făcea... Deci imaginați-vă, doi câini cur în cur, unul micuț, fuge ăla mai mare cu el târâș, tot cu ăla lipit de cur și făcea așa, cu sunetul ăla de adineori. Cum făcea? Da, frate, nu mai fac odată că îți rup urechile. Nu, lasă, nu-i problemă, că am egalizatorul bun de sunet. Mamă, deci chițea făcea... Deci imaginați-vă un câine cum face așa când e târât de asfalt. Cred că săra cu câine și-a blestemat zilele. Băi, deci nu mai puteam, dar știi, el și-a ținut-o, că na, nu s-a urcat cățeaua pe el. Doamne. Bă, dar cur în cur, bă, lasă-mă. Da, serios, n-am mai văzut câini cur în cur? Nu! Păi câinele deci, tău... Deci că decât unul pe altul își fac treaba și pleacă. Păi tu nu ți-ai văzut câinele futându-se? Nu! Pentru că e singur. Sau și, stai mă, și tu ai câine virgin ca mine? Da. Că și cățeaua mai e virgină și are 5 ani. Păi ce să-i fac? Ce să-i faci? O dezbraci, dai din crat și dai la vaci. Îl știu pe unul care ascultă numai din astea. Așa. Acum să vă spun și experiența mea asta cu câinii. Eram la școală, a treia, a patra pauză. Când se îngrămădesc toți la geam. Ce aveți, mă, la geama cu câini încolo? Ghici la ce se uitau. Pe partea cealaltă a drumului. Doi câini. Spune și tu că cu câinii. Că mi-ai zis ceva de câini. Ba da, da, să o zic și la subscriberi. Doi câini cur în cur și un al treilea stătea pe lângă... Bă, suntem cu câinii acum. Da. Da, mă, ce dracu am deschis eu. Stai un pic că m-am blocat aici în meniul ăsta, mi-a dat un computer de bord la poliție. Deci doi câini cur în cur și mai era un al treilea care vrea să se suie peste ei. Și ăștia și tot holbau la câini. Da, și era toată clasa, aproape toată clasa, și fete și băieți care se uitau la câinii aia cum stăteau cur în cur. Da, deci nu aveau ce să... Și după... Nu știu, dar mi s-a părut ciudat momentul, adică o grămadă să stea așa să se uite la niște câini care stăteau cur în cur. Super interesant. Cred că mai retardați erau ăia decât câinii. Decât... Bă, ce vină au, mă, ei? Câinii sau ei că se uitau la câini? Păi, măcar dăm laba, știi, dar ei... Câinii? Sau... Da.
Nu știu. Stai mă, mi-a dispărut. Bă, stai mă, mi-a dispărut mașina poliție sau ai mai în spate? Nu știu, dar acum serios, n-au lăsat ăștia săracii câini să-și facă treaba și să o holbau la ei. De... mai și zicea unul, bă, filmează-i bă și pune-i pe YouTube, mai faci tu o vizionare în plus. Da, și apoi am aport un al patrulea câine care stătea și se holba la ei, probabil că vrea să ia lecții de la câinii aia. Da, deci, deci noi explic, povestim în acest videoclip despre câini. Alte întâmplări amuzante cu câini mai știi ceva? Mai ai și bă, tu? Deocamdată nu. Ai bă, dar tu, deci am văzut că mi-ai dat toată o poză când ți-ai dus câinele la râu. Lasă, că atunci s-a lăsat cu sânge. Cu sânge? Băi, l-am dus la râu, am zis hai să îl bag și pe el în apă, știi? Că era cam cald. Aha. Zic, hai mă să-l scal și pe el. Îl arunc acolo. L-ai aruncat cu tot așa? Se sperie, mărâia la mine, bă, futu-s rasa, mătii. Îl duc înapoi, dar știi, îl țin, intru și eu deodată cu el. Ce să fac, lipa-lipa. Bă, și mă apucă de ureche cu gura. Te-a mușcat de ureche? M-a mușcat de ureche, mi-a făcut draj, l-am băgat cu capul, am crezut că l-am mânecat să-mi bă pula. După aia iese așa glorios ca Thor, bă, și îmi lasă niște urme de alea pe spate de unghii. De ghiare, nu unghii. Aveam o aluniță pe cur. Stai, ce? Aveam o aluniță pe cur. Bine, mai sus de buci. Pe la șol, pe cur. Bă, ești prost cât draci am putut să-mi facă ăla. Ha mă, nu mă dă o dată aici la misiune. Ce misiune e? Zi, eu trebuie acum să claxonez pe unii cu mașina în poliție să oprească duba și... nu știu de ce dracu... ce mai ziceți? Nu se întâmplă animația. Așa, bă, așa odată mi-am dus și eu cățaua, puia, o știi, la plimbare prin sat, când am avut ce face, era mică, avea vreo 3-4 luni pe acolo. Bă, și nu vrea să meargă după cum o trăgeam cu lesa. Bă, stătea în cur și o tram așa pe asfalt. Bă, dracu, că azi te-am sunat și erai la ea, nu știu ce ai făcut, și am strigat-o puia și a lins telefonul. Lingea telefon și apoi încep să mă miroasă la pulă câinele. Da, de, eu cum ziceam, zoofile și mai corectat, se zice altfel. Cum ai zis, homofilă? Da, bă. Frumos, acum mai sunt și niște țigani pe stradă și latră câinele. La tine? Ce? La tine? Ce l-am dilip pe ăla? Mor și tu? La tine sunt țiganii. Ce? Cred pe... că e plin de țigani la tine. Nu, no, sunt, dar trec ăștia pe stradă cu căruțele. Ah. Mă înțelegi? Acum am luat poliția în GTA 4, frumos. Că de ce nu? Sau altă întâmplare cu câinele, ce ar mai fi? Când mi-am învățat câinele wrestling de o vară întreagă, mă tot băteam cu câinele. Luam, mai văzut cum ia John Cena în Attitude Adjustment. Așa, așa. Deci luam câinele, l-aruncam așa, îi dădeam ciocsle, marc eu, deci mi-am terorizat câinele. Dar și lui îi plăcea să-l iau și să-l arunc peste tot prin curte. Nu știu ce mi-a venit mie să-l învăț wrestling, dar și lui îi plăcea să-l iau și să-l târăsc. Dar știi cum mă făceam? La cum mă lua cu ghearele, eram plin de zgârieturi pe mâini și pe picioare. Așa și mie mi-a făcut. Parcă ziceai tu odată că ai o pătură pe care o întindeai pe jos. Și te lua de gât. Tot așa să te bați cu câinele. Da, frate, făceam pe acolo, pe la râu. Și am pus o pătură, cum dracu să fac pe pietrele alea. Bă, și am făcut bătaie cu ea, bă. Sau da, bă, odată cu vorbă, știi? Bă, presupun că știți faza aia cu, nu știu, să fie extenuat, știi, ca și cum ai nu știu, faci vreo, hai să zicem 5-6 flotări, depinde de corp, dacă obosești. Da. Sau genoflexiuni, că sunt mai ușoare. Genoflexiuni, 15-20, mă rog, așa. Și te rog frumos, pe care? Așa și... apoi te strânge de piept, știi? Mm-hmm. Nu mai ajunge aer la creier și automat leșini. Bă, nu mi-am dat seama când am leșinat, m-am trezit oricum pe jos. Păi stai, cum? Deci te-a obosit câinele și te-a mușcat nu, de piept sau ce? Nu, vărul meu. A, te-a strâns, te-a sugrumat vărul, ok. Da, am căzut pe jos și a venit să se pișe pe mine, bă, m-am trezit cu coada la fața ei. S-a pișat cățeaua pe tine. Doamne, bă, care, Nikki? Aia neagră? Da, labrador. Mamă, dar ai și tu un câine retardat. Dă-l, ca stăpânul. E cățea. Da, mă refeream genul de animal. Da.
Bă, ce poți spune, ai un câine inteligent, sau? Da, bă, totuși hai să schimbăm subiectul, numai despre câini, de animale, chestii. Bă, apropo, apropo de câini și pișat, și oată, eu de mai multe ori m-am pișat pe câinii mei. Era... Nu glumesc. Când eram mai mic, mă duceam și mă pișeam în curte, prin curtea în spate, pe acolo, prin buruieni, că e altfel când te piși pe afară și ți-a die vântul pe la floci și pe la pule, pe la coaie, mă rog. E nasol când trebuie să te piși împotriva vântului, că mereu câștigă vântul, de asta altă parte. Ce vreau să zic, eram în spate, mă pișeam liniștit, nu știu cum, le plăcea câinilor să treacă numai apa acolo pe unde mă pișeam eu și mă pișeam pe efectiv. Dar pe mai mulți. Nu mai, eu nu mai puneam după aia mâna pe ei să-i mângâi. Doamne. Mi-am terorizat câinele ăsta. Oprei din pișare, a? Ce? Și tu nu te oprei din pișare. Păi era întuneric, nu-i vedeam. Apoi simțeam că veneam și mă miroseau pe la picioare pe acolo. Aoleu. Sau, nu știu, dacă țeaua asta a fost terorizată, rău, a avut o copilărie grea. A trecut și tata odată cu roata peste ea. Când să plece cu mașina din curte, când lucra la casă, le-a zis la muncitorii de acolo: bă, ia vedeți, e vreun cățel sub mașină, ceva? Nu e, sigur? Sigur. Dar de unde? Era seară, era întuneric, câinele negru nu se vedea. Și când a dat odată, poc, a trecut cu roata peste, a început să chelele. Are spinarea un pic cam strâmbă, dar în restul e ok, câinele n-are, în rest e sănătos tun. E bine. Pe altul a călcat mașina, ăla i-a belit piciorul de tot, i s-a lipit rana strâmb. Bă, Bogdane, că tot am vorbit de câini și futai între ei, ia hai să-l iau pe ăsta la curve. Ce zici, dăm la buci în episodul ăsta? Dă-i. Stai că pe lângă parcul ăsta trebuie să apară curvele. Uite aici. Bine că mă sună român. Gata, așa închide. Hai, urcă. E. Gata, hai că-mi iau acum o curvă. Hai bă frate, mi-au o de asta urât, eu vreau pe cealaltă. Bă, măcar e pepenii mari. Bogdane, trebuie să aștept să pun episodul ca să vezi babardeala aici. Acum trebuie să... Fuck. Așa, acum oprim pasta în prostie. Ia, frumos, deci dacă merg pe aici mă duce pe o străduță, ok. Și eu acum trebuie să bag viteză multă să o plimb pe asta. Hai că mi-a framat o secundă. Și apoi să găsesc un loc ușor mai ascuns și să înceapă futaiul. Dar e mișto, deci e exact ca în filmele porno se petrece aici. Să-mi iau și GTA 5 ca să merg la curve. Dar în GTA 5 ai strip cluburi, ai din astea, vin alea cu kilo stanga și-ți dansează pe mătărângă. E mișto rău în GTA 5 la capitolul pornografie. Știi că ăia de la GTA, de la Rockstar au primit amendă la GTA San Andreas vreo 12 milioane de dolari pentru conținutul porno din joc? GTA San Andreas? Că și acolo erau scene de futaie. Mă mai uit eu pe la povestirile astea despre diferite jocuri mai vechi și au primit dita mai amenda prin 2010 și au scos tot contentul sexual de acolo. Și nu mai găsești nicio versiune în GTA San Andreas apărută pe atunci. Hai să o mai plimb pe asta un pic, hai să fac și așa un drift. Bă, dar de ce dracu framează acum, nu știu. Ok, hai să o duc pe asta în parc și să înceapă futaiul. Bogdane, adu șervețelele de labă. Le-am aici. Ok, le-ai pregătite. S-ar putea să se audă prin căști orgasmele. Oprim aici. Și acum e. Erogule. E. Doar am în serviciu doar 20 de dolari. E, atunci o să ne facă doar o labă, cred. Că știu că sunt servicii de 20, de 70, de 100 de... Ia, văd că ne faci o labă aici. Bravo. Ne face doar o labă, văd. Nu o suge un pic? Ai mă frate, asta o puteam face și... Frate, dai 20 de dolari pentru o labă, serios? Curvă proastă și urâtă. Și negresă, nu sunt rasist. Bă. Deci dacă... Serios, doar o labă și ceva? Eu omor pe asta, frate. Ți-am dat 20 de dolari și... Băgam ea și... Scoate shotgun-ul, poc! Gata, hai că aruncă cu shotgun-ul pe jos că nu mai e gloanțe. Bogdane, mă duc să caut una mai bună. Hai că trec și cu mașina peste ea. Ok, merg și înapoi. Ce zici? Eu am nici de la telecom. Atât am avut de zis. Ok, hai că aici, bă, nu știu de tine, dar am făcut o grămadă de sânge pe aici prin parc la cât am trecut pe lângă asta. Tipa asta nu pare a fi curvă, dar hai că o claxonez. Deja începe să nu se mai audă bine. Ce? Am lag de la... Trească netul de la telecom, ce pot spune?
Spune că asta e, nici asta nu-i curvă. Hai mă, că mai trebuie să fie. Curvele apar pe aici, pe lângă parcul ăsta. Te aud puțin, s-a cadat, dar nu-i bai. Nu-i bai, ok. Văd că nu mai e nicio curvă pe aici. Mă mai plimb un pic, poate trebuie să apară una pe lângă parc. Astea pe aici, cotrovăie și caută de babardeală. Pe plajă nu m-am uitat niciodată. Dar pe lângă parcul ăsta mereu apar. Nu ți-ești tu GTA 4 să dai la buci? Nu știu să dau la buci. Ce? Nu ți-ești tu GTA... Nu ți-ești tu GTA... A, nu vreau să iau GTA 4 că... Că există moduri la Sims. joci Sims? E mult mai realistic. O, dar am mai vrut să mi-l iau. Roșu... Nu, roz sau verde, ia zi-mi. Mă duc la punctul roz sau la verde să fac misiune? Roz, că ești un gay împuțit. Ok, mă duc la verde atunci. Ce bă, du-te la roz, am zis. Păi dacă mai mă iei cu din astea, mă duc la verde. Las că după ce fac misiunea, mai mergem o dată la curve. Ești un pulangiu. Du-te în pula mea, am zis. Ce vreau să zic? Ce nume să dau la videoclip? Să bag ceva în legătură cu câinii, că am tot vorbit despre câini și cum stau cur în curs, sau mai bine ceva gen mergem la curve? Dania, dacă e așa, fac un episod total la Panorama în care mergem la curve. Nasule, că am fost dili de o mașină și mi-a căzut pălăria aia de pe cap. Ai văzut ce căciulă de rus n-acam, nu? Da. N-ai văzut așa? Eu nu-ți urmăresc videoclipurile, ai uitat? Nici, m-am dezabonat de la tine. Nici măcar alea în care apar și tu? Poți vreodată abonat, știi? Așa e. Nu e ca și cum comentai la clipul cândva și îmi dai mereu întrebări pentru Q&A-uri. Nu, nu. Deloc. Și nu e ca și cum ai face intro-uri și îmi scoți ochii de fiecare dată când ai ocazia. Aoleo, libertatea.ro, monden. Ce? Alexandra Stan a fost... Iar și-a luat bătaie de la Gagică Su. Nu, zice că i-a cucerit pe arabi și este extrem de dorit în țările musulmane. E clar. Allah Akbar e pe ea. Mia Khalifa scrie pe ea, înlocuitoare pentru Mia Khalifa. Bă, a prins și asta atunci o melodie de a făcut 200 și ceva de milioane de vizionări, 300 de milioane pe YouTube și gata. Toată lumea vede tapis din nu știu ce. Bă, eu zic că s-a cam uscat. La capitolul carieră sau la capitolul corp? Sau ambele? Sau... Ori... Dar bine că trebuie să se audă GPS-ul ăsta de aici în GTA 4. Ce vreau să zic? Nu știu, a prins atunci prima melodie de a avut o grămadă de vizionări și apoi s-a dus dracu. Eu n-am mai auzit nimic de ea de atunci. Da, chiar ce se mai aude de asta, și-a mai luat bătaie de la Gagică Su, că odată și luase bătaie, a dus-o la spital, era vânătă toată. I-a dat ca lumea, deci de dat i-a dat. Cred că i-a dat ceva, mai ceva ca ea de la MMA. Nu știi? Bă, a machiat-o ca lumea. A machiat-o. Creion mov pentru ochi, se zice. Se fura, clar. Bă, hai că mă bag și eu să mănânc și revin. Cred că nu o să vă mai prind pe filmare, așa că baftă băieți. Aveți grijă de corpurile voastre. Al meu e pregătit de orice. De gustate, ce mănânci? Tot ce se poate, în afară de căcat. Puteam să jur că zici asta. Oricât ar fi de foame, să nu mănânci căcat. Ce dracu. Știi asta de la mine, hai, noroc. Pune-te pe mână închide să nu se întrerupă aici. Bine, baptă. Hai, să termin dracu misiunea asta. Da. Și voi ce părere aveți de tipul ăsta, mai retardat ca mine, lăsați un comentariu acolo. Să-mi spuneți dacă mai vreți episoade cu el și cu povestiri de ale noastre cu câini care stau cur în cur și ne batem cu ei. Bun, deci trebuie să-l duc pe ciumpalacul ăsta. Băi, eu nu mă las, eu tot... Cred că până termin misiunea asta se face din nou noapte și o să-l duc pe ăsta la curve. Nasul că acum când le-am și zis la școală la colegi că pentru că s-au uitat la câinii aia, povestesc în videoclip, mă rog, am zis la câțiva, că povestesc în videoclip că se holbau ăștia la niște câini. A, da, și că mai era unul care tot cânta cu tarabana pe hol. Bravo lui, nu știu de ce vrea unul să povestesc în clip asta, mă rog. Și mai am deja unul randa de GTA 4. E, o să dureze, cred că o săptămână de când s-a consumat faptul, dar mă rog, hai, dă-te jos din mașină. Bă, și-am stricat shotgun-ul ăla că mi-era bun acum mai la misiunea asta, băga mea, și nici căciula de rusnac nu mai am. Poate trebuie să-i schimb hainele lui ăsta, lui Nico, cine știe. Nu știu, văd eu. Poate geaca s-o schimb, dar
Sper să mai scoată ăștia un magazin de haine ceva prin zonă, poate prin cealaltă parte a orașului, că sunt trei zone din astea. Hai mă, dă-i la căpău. Ok, încarcă. Va dă cu shotgun-ul spre noi. Orice ar fi, sper să nu moară idiotul ăsta de Jacob. Mă, câte gloanțe de pistol am să moară, Gibilan. Dar bine că am primit mesaj acum pe WhatsApp. Hai mă, mori. Frumos să merg aici și medkit-ul văd. First aid. Ce mai chestie. Sper că mi-a dat shotgun-ul ăla. Ok, dă pistolul ăsta, dă și tu asta, dă cu aceeași peu. Mă, dar ăla cu shotgun-ul pe unde era, nu pe aici? Sper că mi-a dat gloanțe și shotgun. Am mă, doar 8 gloanțe. Duceți-vă, dracu. Stai mă, mai dă niște pistol pe aici. Ia mă, măcar de pistol avem 400. 429 de gloanțe. Puneți că al treilea război mondial, gata. Hop. Ori dacă dau acum un glonț acolo, bubuie mașina, nici nu știu. Hai da, Jacob, urcă. Hai să bag și-o toți niște muzică, că n-am băgat deloc episodul ăsta. Hai da, boala da depresie, că suntem niște oameni depresivi, că n-am găsit și noi o curvă bună. Trebuie să găsesc o din aia mai, puștoaică așa și nu grăsană din aia. Că aia face treaba mai bună. Poate până atunci revine și asta. Sau probabil că la cât am vorbit de curve s-o fi dus să fut-o la, bă, cine știe. E, hai că-l fac eu să se uite la videoclip dacă nu se... Bine, oricum se uita, hai dau eu acum motiv să se uite la clip, să vadă ce am filmat în timp ce el nu era de față. Mă, ce derapează mașina asta, să moară măsa. Ia mă, câte ceas un joc aici, că mi-arată pe ceas. Uuu, da bei 8. Mamă, că cam mașina, mă, că trebuie să... Îl duc pe ăsta la culcare până la urmă. Și l-am dus la o cafenea pe Bulangiu. Ok. O grămadă de bani în plus. Venit în plus de la Little Jacob un like aici. Să-l duc pe ăsta ca să atunci să salvez. Eu tot îl scol la curve pe ăsta. Pe Nico. Sunt depresiv că nu l-am dus la curve cum trebuie. La curve bune. Am dat $20 pe o labă. Bă, în sfârșit am fost și la curve, acum având în vedere că suntem niște oameni corecți, nu încurajăm prostituția, așa că mor, du-te, dracu, te iau aici pe porbagaj, du-te, bă, mi-am doit tabla. E, treci încoace, poc, oh, am zdrobit-o așa de copac, cred că e moartă. Și moartă, nici acum n-ai murit, dar bine că mă izbesc cu ei, păi, du-te, dracu, mori atunci. Gat, am scăpat de aia. Bă, ce pot spune? Cam atât cu episodul ăsta. În sfârșit l-am dus și pe ăsta la curve. Dați și voi cât un cap în gură, buttons videoclip. Scrieți comentarii dacă vreți să mai apară și un palau cu ăsta. A.K. Bogdan în următoarele episoade. Și cam atât. Până data viitoare. Ciao les.